Dar cam prea liniștit în casă la noi. Tati, ai auzit și tu? A venit mami! Repede trebuie să ne ascundem! Melissa! Mircea! Gata, a plecat! Haideți repede să ieșim! Copiii au pus ceva la cale. Probabil vor să plece undeva. Dar la ora asta... Bună dimineața! Cine aici? Un șoricel? Bună dimineața! Somnul e cel mai dulce dimineața. N-are auz muzical Mircea, da? Sau are? Ce faci, Matei? Citești. Dar ce citești tu acolo? Vă o poezie de Marpeciu. Și-ți reușește? Succes! Dar eu știu. Despre... Și acum la încheie și-l pomă mare plăcere. Pentru toți și pentru toate, la mulți ani cu sănătate. Bună dimineața! Ionuțu! Ionuț, dar tu cum cânti colindăm? Să vedeți cât de frumos știe Ionuț să colinde. Am venit să colindăm, domnul să înălțăm, când boierii nu s-a acasă. Hai cântă! Se mai trezește puțin și vă cântă cu siguranță. Așa că rămâneți cu noi până la final. Si Mihaela s-a trezit, bună dimineața, cine acolo dansează? Ce ai? Linguri? Mama, ce-mi zic căpșuni? Mami a pățit o nevoie. Mi-a murdărit haina cu pastă de pix. Și încercăm să îndepărtăm pata dacă putem. Dacă știi vreo metodă de a îndepărta petele de pix de pe haine, scrie, te rog, repede în comentarii sau întreabă pe cineva, pe mami, pe tati și spune și nouă ce să fac ca să îndepărtez această cerneală de pe haină. Eu cu Mircea ne-am gândit să-i facem o băiță Mihaielei. Dar mami și tati nu știu nimic. Am pregătit apa și este călduță. Îi voi pune și sare de mare, colorată. Eu plec în văd ce fac tati și mami. Dar fii atent să nu te observe. Dar eu plec să aduc o cutie necesară pentru boiță. Îi voi pune pe cap și protecție să nu intre săpunul în ochi. Tati, ai auzit și tu? Da, un sunet straniu. Mă duc să verific. Ce? Wow, tot ce este necesar pentru băiță și mămăruță. A, da, este cutia care mami și tate folosesc atunci când fac băița Mihaielei. Ne descurcăm noi oare, Melissa? Hai să încercăm! Of, tati, iarăși ai lăsat lumina în baie aprinsă! Nu am lăsat eu nimic! Dar cam prea liniștit în casă la noi. Aici. Melissa? A venit mami! Repede trebuie să ne ascundem!
Melissa? Mircea? Nu am înțeles. Mircea, de ce-ai pornit apa? M-am mutat. Din greșeală am atins-o. N-am vrut. Vai, tot părul este ud. Am făcut eu bani în locul Mihaielei. Și pe mine m-a udat. Unde sunteți? Gata, a plecat. Haideți repede să ieșim. Totuși ceva acolo s-a auzit. Și tu erai aici! Hai, vină încoace! Copiii au pus ceva la cale. Și Mihaela stă singură pe pat. O să-i urmăresc. Mami, de ce stai așa? Totul e ok? Șșș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 ș
care? Ceva legat de Mihaela. Iar eu îi urmăresc. Atunci stau și eu cu tine. Ai văzut? Ce faci? Mihaela, ești gata de băiță, da? Da. Haide-ne pe jur. Să te desprăcăm. Melissa, eu mă duc după Buddy. Bine, dar eu îl voi scoate pe acesta. Hai să te desprăcăm. Uite așa. Da, și aici. Melissa, repede îmbracul. Mulțumesc! O schimbă pe Mihaela? Pentru ce? Probabil vor să plece undeva. Dar la ora asta? Da, Mihaela! Pupace și noi prima băieță, da? Da! Tu pleci cu prin în apă! Hai pe jur! Da, va fi prima băieță doar cu noi! Mihaela! Ce vor să-i facă? Eu l-am auzit pe Mircea. A spus că va fi prima băiță doar cu ei. Chiar, tati, ei mereu îmi reproșau că vor să facă băiță doar cu Mihaela și ei. Dar mi-este frică. Mami, cu doi campioni la not, frică nu ar trebui să-ți fie. Dar oricum, hai să mergem și noi acolo. Da, sigur. Aici stă doar Mihaela. V-am deconspirat? Ce? Cu așa gălăgie? Dar de ce v-ați apucat să faceți băiță fără noi? Am vrut să-i face Mihaela o băiță, nu-i singur. Dar cum se vede, am făcut noi toți. Știu că-i place. Bălăceala e adorata ei. Și cum, îi faceți baie doar cu apă și atât? Unde e săpun? Unde e șampon? Unde e gelul? Ne-am luat cu joacă și am uitat de ele. Sunt acolo pe masă. Voi deja v-ați și pregătit? Hai să ducem prima gelul de duș. Așa, gelul de duș. Melissa, ține gelul de duș. Păi prima trebuie să-i spălăm capul. Adău șampon.
Păi acesta este și pentru păr și pentru corp. Aaaa, mă înțeles acum. Hai, punem Melisa în pălăria de bocăcie. Da, hai să ți-o punem frumos. Uai, ce bine stă ochi. Da, parcă este operat. Și punem șampon. Da. Și îl punem pe cap. Parcă este o păpușă. Toți l-a spălat capul Mihaielei. După ce masați bine, clătiți cu apă curată. Și acum o clătim. Și să fiu foarte atent că nu intre apa în ochi. Să nu uitați și de urechiușe, doar și încheieturi. Sigur, chiar acum. Așa. Hai, se ridică în picioare. Hai că m-a dus prosopul, dați-o pe Mihaela aici. Sigur, ți-o dau chiar acum. Iar Ionuț s-a băgat tot cu haine în apă. Nu vrei să ieși? Ionuț s-a băgat cu apă. Hai să mergem. Acum, Melisa, trebuie să-i schimbi scuticul. Ok, atunci cu ce trebuie să încep? Începi cu apa de curățare. Iei discuri de vată și ștergi bine fundulețul Mihaielei. Bine, trebuie să iau unul de acesta. Așa. Și să-l înmoi. Atât. Eu pregătesc apa termală pentru Mihaela. Și eu deja am finisat. Dă-mi ce am coace. Amestecăm bine și pulverizăm. Da, știu că vrei să te joci cu ea. Uite așa. Și răcurește pielea. Și cum miroase? Nici cum, Mircea, că nu are parfumuri de fel. Este 100% ingrediente naturale. Vreau să încerc și eu. Așa. Și trebuie să o lăsăm așa pe piele? O lăsăm să se îmbibe. Dacă nu dorim, iarăși luăm cu discheta uscată și ștergem pielea. Uite așa. Mă uit la voi și nu-mi dau seama. Ori aveți grijă de Mihaela, ori vă distrați aici. Păi asta, tati, și este o distracție. În primul rând pentru Mihaela și apoi pentru noi toți. Încearcă singur. Hai, apasă. Uite așa aici, apasă. Tare. Cum e? E bine? Da. Matei, vrei și tu? Hai! Eu nu ți-o să facă! Hai, stai, nu așa, pe piele! Hai, Matei, dă piciorușul tău și iată așa! Hai, aici pune! Tare, apasă tare! Cum e, Matei? Cum simți? E caroș! Melisa, să nu uiți că Mihaela este încă bebeluș și trebuie repede să-i punem scuticul. De aceea pune-i cremă de hidratantă de schimbare a scuticului. A, bine, chiar acum! Melisa, are vreun miros? Nimic! Eu tot încerc să înțeleg și nu are nimic, pentru că este naturală. Iar acum, Mircea, hai încearcă să o dai cu cremă de corp. Și punem și pe față, pentru că Mihaela are puțin dermatită și această cremă ne ajută foarte bine. Și? Puțin de tot. A căzut și pe haină. Și haina lui Mircea probabil că are la fel dermatită. Așa. Da. Îi place. Îi place Mihaelei. Ea deja este obișnuită. Și pe mâini? Și pe mânuțe, da? Uite așa! Și la fel are miros! Da! Și după toate aceste activități, ce urmează? În rutina de seară a Mihaelei intră și gimnastica, dar și masajul! Deja a început să dansezi! Vai! Îți place după băiță să dansezi? Da! Hai gimnastica! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Așa! Și așezări facem? 1! Nu prea vrei! Hai să facem masajul! Atunci eu nu-ți hai culcă-te pe burtă și eu îți voi face masaj!
Linii, căi ferate. Vine trenul pe ferate. Și apoi vin găinile. Și ciugulesc, și ciupesc. Și după o băiță, și masaj, și gimnastică, Mihaela merge la culcare. Acolo rămân băieții mai mari să-și facă masaj. Doamne, de la culcare. Și strânge bine. Pune o masă, două scaune, o scrisoare și scrie: pentru al nostru, drag Ionuț, noi am primit un pătuț. Pune punct, citește, nu-i place, fășoară, bine, și aruncă drept la gunoi. Pune altă scrisoare și scrie: noi dăruim un pătuț. Pune punct, citește, îi place, fășoară, bine, pune în plic și pune drept la poștă. Gata! Eu vreau. Matei, stai la rând! Încă, dar mie mi-e somn. Hai încă o dată și gata. Linii, căi ferate. Vine trenul pe serate. Recomandăm produsele Dodi, pentru că sunt 100% ingrediente naturale. Și mai cu seamă că acum de Crăciun au promoții foarte bunișoare. Ce faci, Melissa? Eu fac tunelarea română. Dar voi ce faceți? Dar cine e acolo? Mircea. Sunt o sirenă. Noapte bună. Bună dimineața. Astăzi mâncăm fructe și legume din abundență. Pepeni galben de mult n-am mâncat. Dar cel mai important, tati, ai văzut? Avem ridiche neagră cu ulei și puțină sare. Dar eu credeam că ne spune peștele. Da, duminică se mănâncă pește. Inspecția deja a venit. Dar ce vrei să cauți acolo? Tot timpul deschide aici și tot spate. Ba cacao făcut în toată bucătăria. Ba zahăr pudră și tot așa mai departe. Nu ajungi. Gata, hai să închidem. Hai să închidem, îți dau altceva. Dimineața mâncăm prescură. Cine n-a mâncat? Da. Tu deja ai mâncat, Melissa, ce ai mâncat? Da, înainte să mănânc. Bravo. Și eu. Și tati. I-am mâncat încât înainte să mănânc pe pinte. Ce, haideți deci, cu toți la masă. Gata, Mihaela și-a găsit popit de bucătărie. Da? Poc, poc. Și tu ai popit. Ce faci, Mircea? Scoatem aceste decorațiuni de spațiu pentru că vin sărbătorile de iarnă și vom pune astea.